România să fie împreună cu noi ocazia, cu prilejul minunat al unei cărți de excepție, cu un titlu care este provocator, el însuși România l-are scrie, materialele din lăuntru, deci studiile unor autori prestigioși, pe care o să-i cunoașteți o parte dintre ei, deci sunt aici de față toți, practic, sunt cu adevărat lucrări despre România la răscruce, ceea ce într-adevăr ne invită la un fel de marțe a gândirii, este marți astăzi, este o zi a gândirii, a reflexiei, și eu cred că din punctul acesta de vedere putem considera această seară ca fiind primul moment dintr-o serie. Eu trag nădejdea că va fi o serie de dezbateri, că vom avea bucuria să stăm și noi în sală și domniile voastre aici, în legătură cu teme care fac parte din această lucrare, dar sigur se încadrează în tema ei, adică România la răscruce. O să încercăm și prin cei care sunt invitații autorilor și implicit ai dumneavoastră și dumneavoastră invitație autorilor, să aducem, bineînțeles, în atenția domnilor voastre câteva dintre axele de gândire ale acestei cărți și cele care în același timp creează, prefigurează dimensiunile unui spațiu de dezbatere, Dragnădejdea, cum spuneam, de importanță, de semnificație, care trece dincolo de spațiul cercetării, al institutelor de cercetare, într-un spațiu public de semnificație și de relevanță, cum spuneam, însemnată, pentru că s-ar putea să atingă și pragurile deciziei din statul român. Așadar, în această seară veți avea împreună cu domniile voastre pe domnul consilier prezidențial Nicolae Dan, șeful administrației prezidențiale care sosește, e pe drum, colegul nostru, domnul Scutaru Codrin, care este fost secretar de stat la Ministerul Muncii și îmi face mare bucurie să reamintim că este în același timp și colegul nostru de Institutul de Cercetare a Calității Vieții, domnul academician Cătălin Zamfir, care este directorul Institutului de Cercetare a Calității Vieții și care este, aș spune, sufletul acestei cărți. De altminteri o să vedeți, cei care n-ați reușit să răsfăiți cartea, sau chiar să o citiți, o să vedeți că este cu adevărat una dintre studiile, după opinia mea, cele mai provocatoare din ultimul deceniu și aș spune chiar din toată perioada aceasta a tranziției, conceptul, o să vedeți că este pus acolo sub semnul mirării și al întrebării în același timp și o să înțelegem de ce. Este distinsul nostru coleg, domnul Stănescu Iulian, de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, care are în minte întreaga lucrare și a avut o îngrijă a domniei sale. Este, bineînțeles, sunt și eu în calitate de modest moderator al acestei discuții, al acestei dezbateri. Numele meu este Ilie Bădescu, sunt directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române. Deci mă bucur foarte mult și vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți aici, personalități însemnate din foarte multe sfere ale științei, ale activității publice, ale domeniilor importante din instituțiile statului român. Vă mulțumesc tuturora, vă mulțumim tuturora, eu o fac în numele, bineînțeles, colegilor noștri în această seară și întrucât domnul Nicolae Dan încă n-a sosit, dar va sosi și se va integra, bineînțeles, în dezbaterea noastră, am să-l rog pe distinsul nostru coleg, domnul Scutaru Codrin, să deschidă această dezbatere cu prezentarea domniei sale. Vă rugăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Este mai degrabă o prezentare a cărții și a poziționării acestui volum în seria de lucrări despre tranziție, despre politicile pe care le abordează România. Și îmi amintesc că eram prezent în aula Facultății de Sociologie
în anul 2004, când domnul academician Zanfir publica o carte care ridica foarte multe semne de întrebare, o analiză critică a tranziției, ce va fi după. Iată că după 11 ani, discutăm din nou despre tranziție în termeni actuali. A venit și domnul ministru Mihalache, poftiți aici. Discutăm în termen foarte actual încă de tranziție și volumul colegilor noștri trece în revistă mai multe dimensiuni. Pe de o parte, problema demografică a României. Scăderea cronică a natalității, ce se întâmplă cu sistemele de asigurări sociale și ce se întâmplă în general cu populația României. Pe de altă parte, ce se întâmplă cu descentralizarea și regionalizarea. Doi termeni folosiți îndelung, înțeleși prea puțin uneori și de către cei care trebuie să-i aplice sau să-i folosească. Și volumul debutează cu un articol al domnului academician Zanfir, foarte interesant, un capitol legat de statul neofeudal, rezultat al tranziției. Acest articol m-a pus pe gânduri cum se poate replica un model provenit din trecut, din zona Evului Mediu, în contemporaneitate. Cum să vorbim astăzi de statul neofeudal. Dar după aceea, gândindu-mă mai mult la această sintagmă, la acest termen, mi-am dat seama că putem vorbi și de tipologia personalității neofeudalului românesc. Ce înseamnă neofeudalul ca tipologie? Inspirat de ce scria domnul profesor, mă gândeam că statul neofeudal nu poate fi un stat neofeudal decât dacă are reprezentanți în zona puterii administrative, în zona puterii politice, dar și în zona privată. Persoane care, deși sunt puse să gestioneze un anumit domeniu care nu le aparține, pot fi simpli salariați în administrația publică sau în zona privată, dar conduc instituții, le tratează ca pe feuda proprie. E un tip de comportament, dacă vreți. Probabil că acest tip de comportament multiplicat a dus la apariția unui stat neofeudal astăzi, când suntem membri ai Uniunii Europene, când avem destule progrese pe care le putem enumera, dar cu toate acestea destule nemulțumite. Aceste volume pe care le propune academicianul Zanfir, din a cărui echipă mă bucur că am avut onoarea să fac parte, sunt propuse spre analiză, în principal celor care sunt interesați de ce se întâmplă în România, dar și celor care au decizii. Un anumit tip de sociologie constructivistă promovată de profesorul Zanfir, de colegul meu Iulian Stănescu, de cei preocupați de aplicarea a realităților analizei sociologice în viața de zi cu zi, ne este propusă prin prezentul volum. Cred că sunt foarte multe gânduri care ne vin în momentul în care ne gândim la viitor. De cele mai multe ori a ajuns să ni se pare un interval lung, intervale foarte scurte pe care le ironizam acum o vreme. Când vorbim astăzi de 5 ani, când vorbim de perioada 2015-2020, vorbim de un interval care poate părea lung. Ni se pare, ca percepție, putem să spunem că e lung. El nu este lung. Dimpotrivă. Sunt ani care trec relativ ușor și pentru care trebuie să fim foarte, foarte bine pregătiți. Aș vrea să închei cu o temă care poate la nivel subtil este inspirată și de această carte și de precedenta carte a colegului meu, Iulian Stănescu, legată de, pe tema puterii politice, un volum foarte reușit, un volum de autor foarte reușit și îndelung muncit, am făcut mult timp, am discutat pe parcursul scrierii lui cu Iulian. Mă preocupă și ne preocupă, cred, pe toți, lipsa unor elite mai pregătite. Sunt în sală foști miniștri, actuali miniștri și secretari de stat,
sunt în general în zona publică și la alte evenimente prezenți, poate chiar în acest moment. Există o criză de leadership reală în toate zonele politice, dată de lipsa unei anumite pregătiri a clasei politice sau a elitei administrative. Se iau lucrurile foarte ușor într-un domeniu care ține de redistribuirea resurselor publice și serviciul public, care trebuie să fie administrația, definiția administrației este serviciu public, nu mai este căutat, nu mai este considerat atât de interesant de către cei specializați, cei cu studii, cei cu capacități, cu abilități, care preferă mediul privat, preferă studii în străinătate. Și astfel, actualele elite administrative și politice au o reală criză de leadership. Un factor care contribuie la această criză de leadership este și lipsa de interes pentru leadership în sine. De multe ori este ironizat cuvântul, o dezvoltarea personală este ironizată. De prea multe ori, mai ales în funcțiile de responsabilitate, ajungem să credem că le știm pe toate. Și probabil că de acolo e începutul sfârșitului, individual, de echipă. Am să închei aici cu această temă de gândire lansată. Sunt optimist că generația din care fac parte, cei de 18-35 de ani, va da pe viitor, dincolo de oameni care să analizeze ce se întâmplă, va da oameni care să se implice mai mult și mai bine, după modele funcționale din trecut. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule Codrin Scutaru. Când v-ați referit la această chestiune, mi-am adus aminte de ideea axială a celui care a fost șeful școlii sociologice de la Colegiul Mitre Gusti. După cum știți, foarte mulți dintre domniile voastre, luna aceasta, de fapt, este luna memorială Gusti, pentru că este o anumită perioadă exact 30 de ani, de la trecerea la cele veșnice a marelui sociolog Mitre Gusti. Ori Dimitrie Gusti punea tocmai această chestiune în discuție. Cum este cu putință reforma reală? Și spunea Gusti, două condiții sunt necesare. E legat de ceea ce spune domnul Codrin Scutaru. Spunea Gusti ca o primă condiție, organizarea competențelor în stat. Și a doua condiție, așezarea reformei pe baza cunoașterii societății reale, ceea ce numea el o reformă sau cum se exprimă în perioada interbelică, de la țara reală spre țara legală, nu invers. Aceasta este chestiunea care, de altminte, stă și în studiul domnului academician Zanfir, ca să fac mai provocatoare această întâlnire. Îngăduiți însă să citesc două formulări ale domniei sale. Spune domnia sa așa: problema actuală a României nu este decât superficial cea a corupției, ci a concepției însă și a tranziției. Și a doua spune, în urmă cu 25 de ani eram entuziaști să intrăm în tranziție. Acum așteptăm să ieșim odată din ea. Devine legitim să ne întrebăm când se va termina tranziția. Sunt întrebări care provoacă, bineînțeles, un spațiu de reflexivitate extrem de important. Și ne bucurăm că domnul ministru, domnul consilier de prezidențial, Dan Michalache, este împreună cu noi acum, șeful, cum spuneam, administrației prezidențiale, într-o poziție atât de importantă în sistemul deciziei din statul român, și ne bucurăm că va spune câteva lucruri în legătură cu această carte și în legătură cu tematica ei. Domnule consilier, mulțumesc mult! Sunt și alți colegi în sală din administrația prezidențială, oameni care au preocupări în domeniul științelor politice, a culturii, oameni din guvern. Și în primul rând vreau să-mi cer scuze, nu e obiceiul meu să întârzi. Eu am făcut școală germană și punctualitatea e în sânge, dar primul ministru al Moldovei a întârziat foarte mult din cauza unei nedefecțiuni de avion. Și atunci o anumită întâlnire s-a decalat, întâlnire la care eram foarte curios să particip, pentru că
Moldova e poate la un moment mai de răscruce decât este România. Acolo e vorba de o rezistență care trebuie să se întindă pe câteva săptămâni sau până la sfârșitul anului, cel puțin. Și atunci eram efectiv interesat de anumite lucruri și îmi cer scuze încă o dată și mai ales îmi cer scuze pentru că am întârziat în fața unui auditoriu atât de distins, pentru care îi felicit pe organizator. Îmi face foarte mare plăcere să vorbesc la lansarea acestui volum. Îi cunosc pe majoritatea autorilor, dar mai ales pe donatori, pe domnul academician Cătălin Zanfir, care este un șef de școală sociologică. Am avut onoarea să fiu într-o vreme și coleg cu domnia sa. Și pe colegul și prietenul meu, Iulian Stănescu, care cred că va deveni și el în timp un șef de școală sociologică, un om foarte riguros, cu care în anumite etape, poate prea riguros pentru gustul meu, cu care în anumite etape am colaborat foarte bine. Volumul mărturisesc că n-am putut să-l parcurg cu totul. Unele dintre studii le-am parcurs chiar înainte de apariția lor. Așează în dezbaterea publică câteva teme importante care țin de, hai să spunem, provocări pe care nu le vedem. Și de un anumit tip de analiză care nu se face, din păcate, în spațiul public românesc. Am vorbit mult despre descentralizare, spre exemplu, și mai încolo să vă povestesc cam în ce termeni puneau decidenții politici discuția asupra descentralizării, dar o dezbatere serioasă n-a avut loc. Mai degrabă e un fel de termen despre care fiecare înțelege cam ce vrea sau îl vinde ca un fel de panaceu la altceva. Problema demografică nu este percepută. Oamenii, inclusiv cei politici, își aduc aminte din când în când de ea, dar consecințele crizei demografice în care trece România, consecințele pe termen mediu și pe termen lung, ca națiune și ca forță a ei, nu sunt, după părerea mea, percepute în momentul de față. Eu cred că n-am să repet ceea ce s-a mai spus. De genul că după integrarea în Uniunea Europeană, România nu mai are proiect de țară. Deși acest lucru este în bună măsură adevărat. Cred că România acum arată ca o țară care nu-și percepe ea nici propria forță, nici propriile slăbiciuni și în bună măsură nu-și percepe nici propriile posibilități și propriul viitor. La nivelul unor teme mari, trebuie să existe cel puțin două elemente. Teme de această învergură. Trebuie să existe voință și consens politic și trebuie să existe viziune bazată pe expertize. Voință și consens politic în România astăzi se construiește greu. Faptul că
România a intrat într-o cadență a ciclurilor electorale nefirească, în care ai aproape alegeri din an în an sau din doi în doi. Practic împiedică articularea oricărei dezbateri serioase pe termen lung și a construcției unui consens între actorii politici și între actorii politici și societate pentru a lucra într-o anumită direcție. Electoralismul domină în bună măsură viața politică românească. Atunci când ești în veșnică, într-o permanentă competiție, nu poți să fii așa de acord cu ceilalți, că după aia televiziune de știri mai fac critică dacă oamenii se ceartă la televizor. Poate că într-un anumit moment va trebui să rezolvăm și această cadență a alegerilor și să creăm totuși acestei țări un spațiu de respiro de măcar 4 ani în care să se și întâmple lucruri, să se și abordeze teme mari, să se și construiască anumite strategii. Asta pe de-o parte. Expertiză și viziune există pentru că dialogul între, hai să spunem, decidenții politici și zona de expertiză, cum sunteți mulți dintre dumneavoastră, e blocat, iar decidenții politici tind mai degrabă să orienteze acțiunile după consultanții de imagine și mai puțin după expertiza academică reală. Sau după presiunile care vin din diferite zone de putere politică sau administrativă sau chiar de clientelă. Citeam studiul despre efectele descentralizării. Sigur, a fost o comisie, a fost o comisie la un minister, însă discuția decidenților nu era asupra consecințelor reale ale descentralizării. Și cred că doamna ministru Câmpeanu își aduce aminte că era în guvern. Era dacă sau nu dăm porturile la administrațiile locale. Sau dacă sau nu, nu știu ce, deconcentrat de la mediu, rămâne, nu-i așa, în sfera de decizie a guvernării centrale, sau pleacă și ea la administrațiile locale. Și atunci sigur că se înfruntau presiuni și contrapresiuni, care până la urmă au sfârșit într-un joc de sumănuri. Nu viziuni despre dacă și cum descentralizarea poate să ducă la coechilibrarea disparităților economice și sociale. Sau dacă din potriva anumite măsuri de descentralizare luate, și aici sunt niște contribuții foarte interesante, nu adâncesc aceste disparități. Asta ar fi trebuit să, după părerea mea, să fie sensul discuției în momentul în care se dezbate acest subiect. Părerea mea strict personală, nu vreau să politizez această intervenție, este că poate că eșecul descentralizării este cel mai mare eșec al destrămării Uniunii Social-Liberale, pentru că atunci exista o voință politică, nu voință politică, o majoritate politică care ar fi putut să
primită spre o finalitate acest proces. Da, avem puțină viziune bazată pe expertiză și pentru că avem un după 25 de ani un regres general al calității dezbaterii publice în România, dar și un regres general al calității elitei politice în România. Politica nu mai e atractivă. Sau e atractivă pentru cine nu trebuie. Mă uit la prietenul meu, Codrin Scutaru, care a fugit din politică și din funcții administrative, în pofida gămintii altor prieteni de a rămâne. Pentru că asta este. Oamenii văd ce se întâmplă, văd care sunt mecanismele de selecție, de contraselecție și pleacă, pur și simplu. Sau nu mai vin. Vin cei care sunt veleitari, cei care sunt cred că prin asemenea instrumente pot parveni în societate și atunci sigur că o asemenea calitate nu are nevoie de expertiză. Eu mai cred încă în ideea de a reinventa și atractivitatea deciziei politice și nevoia de dialog, dar mai ales nevoia ca decidenții politici să apeleze la expertiză pentru a își fundamenta deciziile și la dialog cu această zonă de expertiză pe care cartea voastră, pentru care vă felicit, o reprezintă atât de bine. Mulțumesc mult! Domnule ministru, sigur că iată se întâmplă un lucru curios. Adică domnul ministru spune se fuge din politică. Deci nu mai este navala spre politică, așa cum a fost în prima fază, se fuge din politică. Sigur că aici trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva chestiunea este legată de ceea ce în studiul domnului academician se prezinte ca fiind cele două momente, momentul acela de răscruce cu adevărat, între cele două proiecte ale reformei, ale schimbării României. A fost proiectul care a fost propus de către academicianul Potolache și echipa domniei sale la solicitarea primei echipe de guvernare în perioada, cum știți, de start a tranziției. Deci proiectul acela a fost bazat pe un titlu foarte important și interesant de alianță. O alianță între, spune domnia sa, între cercetare și politică. Și, bineînțeles, se baza pe o concepție anume legată de privatizare. S-a renunțat imediat la acest proiect și s-a optat pentru proiectul alternativ, adică al alianței dintre politică, clasa politică reformatoare și instituțiile internaționale și pe o doctrină, o concepție despre privatizarea supusă sub semnul unui singur criteriu și anume rapiditatea, cu orice preț. Așa încât ceea ce spunea pe vremuri Schumpeter, când că știți, el s-a confruntat cu o asemenea criză, după primul război mondial, când a condus finanțele într-o vreme la Viena, în Austria, s-a confruntat cu o asemenea criză și a crezut, de pildă, că într-adevăr, momentele de criză sunt momentele de, cum zicea el, distrugere creatoare. Adică, altminteri spus, în criză, în perioada de criză, economia este curățită de firmele falimentare, de firmele necurate. Numai că aici s-a întâmplat un lucru curios, pe toată zona răsăriteană. Popoarele au fost curățite de economiile lor. Adică într-un timp foarte scurt, practic, n-a mai rămas nimic din toată economia. Adică s-a produs o dezindustrializare înspăimântătoare, copleșitoare, foarte rapidă. Un oraș ca București a fost dezaxat. Gândiți-vă că pe axul nord-vest, sud-est, cele două repere, Pipera și din coace IMGB-ul, unde ajungeau 40.000 de muncitori la IMGB. Nu mai există. La Vulcan, dacă vă duceți acum, te și sperii. Că nu mai știi cum să umbli pe acolo, prin spațiul acela, la fel la Republica și așa mai departe. Deci Bucureștiul a fost dezaxat. Bucureștiul industrial nu mai există.
mitul terțiarizării economiei? E un mit. Deci sunt probleme pe care această carte le ridică cu o gravitate a reflexivității copleșitoare. Încât aș spune că acum trebuie să admitem acest calendar. Înainte și după această carte. Deci, altminteri spus, suntem chemați și suntem datori să revenim la alianța cu clasa politică, adică știința nu mai poate sta deoparte. Și de aceea, în această seară, este un lucru minunat că s-a întâmplat această întâlnire și acest dialog și el trebuie continuat. De aceea, cred că trebuie să existe această serie pentru dezbateri de aici încolo. Și eu trag nădejdea că ele vor fi ridicate la o structură relativ așezată, consolidată, domnule ministru. Pentru că, altminteri, noi, cum s-ar spune, ne adunăm, dar nu ne întâlnim. Era ca la vechile adunări de partid, înainte de 89. Se adunau toți și nu se întâlnea nimeni. Deci problema cheie este întâlnirea, să ne întâlnim. Și ne putem întâlni, într-adevăr, pe o singură miză. România. Asta este miza. Nu există altă miză mai înaltă. Pentru nimeni. În clipa de față. De aceea, mă bucur pentru această dezbatere, pentru această întâlnire. Distinși pe colegi mi-au cerut să fiu eu, iată, cel care fac aceste operațiuni de gazdă. Și în continuare îmi permit să-l invit la discuție, în ordinea pe care am primit-o, pe domnul academician Cătălin Zanfir, care va spune, bineînțeles, în marginea întregii lucrări și a întregii activități a domniei sale, câteva gânduri și idei. Vă rugăm, domnule Cătălin. Mulțumesc. Vă mărturisesc că este foarte greu să vorbesc în acest context. Colegii și prietenii mei au vorbit la microfon. Colegii și prietenii mei au avut amabilitatea să participe la această lansare de carte și au utilizat acest prilej de a lansa niște idei, eu aș zice, globale, extrem de interesante. Nu știu în ce măsură au fost prilejuite de această carte sau efectul acumulărilor intelectuale în timp. Ele au fost foarte interesante și este greu să intri în competiție cu un text mai aplicativ, cu idei, cu idei generoase, idei de perspectivă în legătură cu probleme fundamentale ale țării noastre. Aș vrea să spun doar câteva lucruri despre studiul meu. De foarte mult timp am fost șocat într-un fel de faptul că am intrat într-un proces rapid de schimbare socială. 25 de ani pentru o schimbare extrem de profundă este foarte rapidă. Deci am fost șocat de faptul că antrenați în acest proces care ne-a afectat multiplu întreaga noastră viață, nu avem analize de tip, să zicem, nu științific neapărat, dar academic, mai detașat al tranziției. Domină mai degrabă texte ideologice, care dau o imagine extrem de simplificată a ceea ce s-a întâmplat. Într-un fel, teoria care este la baza a ideologiei dominante este simplă. Tranziția are obiective foarte importante, sigur că ele au fost acceptate de către întreaga populație, și anume reforma sistemului politic, adică pluripartidism, sistemul democratic, parlamentar, și al doilea obiectiv, foarte important, reforma economică, în centrul căreia a stat privatizarea. Deci aceste două principii explică tot ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Decurge din aceste principii? Realitatea este cu totul diferită. Pentru că mi-aduc aminte de iluziile inițiale. De exemplu, toată lumea a acceptat cu entuziasm privatizarea rapidă cu justificarea că întreprinderile privatizate
care au fost foarte ineficiente, tot mai ineficiente în sistemul comunist, vor deveni prin privatizare foarte eficiente. Ce s-a întâmplat a fost o surpriză. Ele nu au devenit mai eficiente, ci au fost vândute bucată la bucată. Problema care este? Asta nu a fost furt, nu a fost nici imoralitate, ci a fost comportament normal pentru un capitalist. De ce comportamentul normal pentru un capitalist? Pentru că capitalistul, de aceea este eficient, pentru că este orientat de profit. Îi dai pe mână o proprietate extrem de mare, devine proprietar și e într-o dilemă. Să fac o investiție mare, dând din buzunar enorm, în speranța că poate peste 10 ani investiția va deveni fructificantă sau ar câștiga mult mai bine imediat distrugând proprietatea, vânzând-o la bucată. Deci a fost comportamentul rațional și eficient al capitalistului. Noi nu am n-am făcut această predicție, deși trebuie să ne facem e greu de înțeles de ce nu am putut să facem o asemenea predicție. Poate că am fost și noi zăpăciți de iluzia asociată cu obiectivele politice. Deci, ce se întâmplă? Am avut mereu senzația că nu avem, că ideologia tranziției nu explică de fapt ce s-a întâmplat. Complementar cu ideologia tranziției, am revitalizat o teorie tradițională a eșecurilor sociale, una eticistă. De ce lucrurile sunt rele? Pentru că oamenii sunt răi, pentru că suntem români și că de-aia lucrurile au mers prost. Deci, pe de-o parte, ideologia frumoasă a tranziției, pe de-altă parte, auto-învinovățirea că nu suntem corecți, nu suntem morali și nici măcar competenți. Și cu asta explicăm tot ce s-a întâmplat. Am încercat în acest studiu al meu să ofer o schiță a ceea ce cred eu acum că ar trebui să fie liniamentele unei teorii a tranziției. Și ceea ce argumentez în această lucrare a mea este formularea a două principii care de fapt a stat la baza tranziției. Principiul 1, privatizarea rapidă, făcută oricum și pe un leu. Deci, o privatizare rapidă, nu privatizarea în sine, ci privatizarea rapidă a generat o mulțime de efecte negative. În al doilea rând, principiul statului mic. A dominat anii 80 de ideea că statul este ceva negativ. Este omul gras care stă în spatele omului slab. Și soluția unei tranziții eficiente este să facă naibii și statul ăla cât mai mic. Dacă analizăm lucrurile, observăm un fapt foarte interesant, și anume că amploarea statului românesc a fost cel mai mic, vorbesc de amploare, cel mai mic din statele europene. De ce a fost foarte mic? Pentru că finanțarea publică a statului a fost pe departe cea mai redusă din Europa. Deci am fost statul programatic cel mai mic în raport cu statele celelalte în tranziție. De ce explicăm că alte state în tranziție au avut un succes mai bun? Poate că și datorită unor opțiuni inițiale politice care au stat la baza acestui proces. Deci, foarte pe scurt, eu cam asta am vrut să dezvolt în studiul meu. Și am terminat cu, și aș vrea să reproduc o concluzie la care mi-a fost frică să o formulez, să o pun pe hârtie. Am ezitat foarte mult să o pun acolo, dar până la urmă am pus-o. Și anume că, vedeți,
revenim la titlul cărții, România la răscruce. Întrebarea imediată este, când va fi răscrucea? Există două teorii. Una, răscrucea va fi doar când tranziția aceasta se va termina. Atunci vom fi eliberați de tranziție și va trebui să identificăm noile căi de dezvoltare a țării. Concluzia mea este că nu este corectă o asemenea teorie. Răscrucea trebuie să fie adoptată acum, înainte de a termina această tranziție prost gândită. Mai bine să stopăm ceea ce prost am conceput și acum să asumăm criza în care ne aflăm și să identificăm direcțiile posibile, oportunitățile pe care România le are la ora actuală. Să nu vă așteptați că acest studiu va propune și căi de ieșire din criză. Am vrut doar oarecum să provoc oarecum gândirea colegilor mei să împreună să explorăm ceea ce ar trebui România să facă pentru a se înscrie pe un alt ciclu, sperăm, de dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule academician. Deci, iată cum observați, domnul academician ne spune un lucru foarte interesant, că în sistemul de gândire, deci tranziția este mai degrabă expresia unei gândiri proste. S-a gândit prost. Altfel trebuia gândit. Cum s-a gândit la început, pe celălalt proiect, care a fost abandonat. Și din această gândire face parte și din un adevărat unghi al bermudelor în sistemul acesta de gândire, pentru că mi s-a spus, cauza sărăciei este lenea. Cauza, eu știu, ieșirea din blocaj, din sărăcie, migrația. Explicarea blocajului, corupție. Și cam atât. Păi, într-adevăr, în condițiile în care spui că din pricina lenei suntem în dezastru și așa mai departe, ce mai ai de făcut? Nimic. Și așa mai departe. În toate este o scufundare. Este evident că suntem, iată, provocați la un act de nouă reflexie, de nouă gândire în această carte și de aceea, cum s-ar zice, ca să fie în lanț această gândire, îl invit și pe colegul nostru în această dezbatere care are un studiu extrem de puternic pentru că este polemic și acesta, dedicat relației dintre descentralizare și reducerea decalajelor structurale. Și asta este un lucru teribil pentru că dânsul ne ajută să ne eliberăm de un alt mit, de o altă eroare a gândirii și de un alt, să spunem așa, o altă fațetă, o altă întorsătură a gândirii de lemn. Că am crezut, ni s-a tot spus, domnule, dacă descentralizăm, reducem decalajele dintre regiuni. Dânsul măsoară și constată, ne demonstrează că nu, din contră, relația este exact pe dos. Deci, stimate domnule Stănescu Iulian, te rugăm să spui câteva gânduri în legătură cu toată cartea și cu studiul domnului Carte. Vă mulțumesc, domnule profesor. Am vrea să spun, într-adevăr, câteva lucruri despre tematica și titlul cărții. Ideea de la care am pornit în elaborarea acestui volum și contactarea tuturor coautorilor, a fost că la mai bine de 25 de ani de la Revoluția din 1989, tranziția fie s-a încheiat, fie este pe cale să încheie, și ne aflăm într-o nouă perioadă istorică. Mă uitam recent pe datele demografice și am să vă dau un singur argument pentru această idee. La mijlocul anului trecut, în 2014, 35% din populația României, deci mai mult decât de o treime, erau fie născuți după 1989 sau nu aveau niciun fel de memorie a perioadei dinainte de 1989, fiind născuți spre finele anilor 80. Deci mai mult de o treime din populație. Și este evident că devine doar o problemă de timp până când această parte a populației care nu are nicio memorie despre ceea ce era înainte de 89 vor forma mai întâi o minoritate consistentă și apoi o majoritate a populației. Ori în acest context, legat și de ceea ce spunea domnul Carate, se resimte nevoia unui nou proiect de țară.
pentru că sunt câteva întrebări fundamentale. Ce fel de țară vrem să avem? În ce fel de societate vrem să trăim? Și de aici vedeți dumneavoastră și titlul cărții, România la răscruce, adică în căutarea unui nou proiect de țară. Și aș vrea să fac patru remarci care reiesc din conținutul volumului asupra acestui proiect de țară. În primul rând, de ce ar fi nevoie de un nou proiect de țară? Pentru că, așa cum arată domnul profesor Zantir, proiectul tranziției a fost epuizat. Am devenit membri ai NATO și ai Uniunii Europene, am realizat o economie de piață funcțională, avem un sistem politic pluripartidist. Sigur, pe de altă parte, suntem o societate periferică în Uniunea Europeană, avem numeroase probleme economice și sociale, dar suntem acolo. Tranziția este totuși foarte importantă, pentru că România de acum, așa cum arată ea, cu lucruri bune și mai puțin bune, cu lucruri care ne plac și ne plac într-o mult mai mică măsură, este în principal, dar nu exclusiv, rezultatul tranziției. Sau mai bine spus, cum iarăși vinează profesorul Zafir, al strategiei tranziției. Așa cum a fost ea gândită și aplicată, pentru că într-adevăr a existat o strategie a tranziției. Rezumând, problemele de acum își au în originea în perioada de tranziție, iar perioada de tranziție este cea pe care, înțelegând-o, ne oferă răspunsurile pentru România de acum. Și de aceea poate discutăm mult prea puțin despre tranziție și despre viitor și mult prea mult despre perioada comunistă, care se află la, iată, aproape, nu? 3 decenii în urmă. A doua remarcă ține de proiectul de țară, care trebuie să fie un produs intelectual intern și nu un extern. De ce nu un extern? Pentru că organizațiile sau organismele internaționale care avem de-a face, Uniunea Europeană, NATO, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, nu au această misiune de a gestiona România. Ei ne pot face recomandări, ne dau programe de asistență, dar răspunderea, ce facem cu ele, ne revine nouă. Răspunderea, așa cum subliniază și reprezentanții organizațiilor internaționale, revine decidenților politici intern, răspunderea ultimă. Și nu numai decidenților, ci și societății în ansamblu. Există acum o tendință inerțială, aș putea spune, de a urma acele obiective ale tranziției cu obiective mai mici, obiective intermediare, cum ar fi aderarea la zona euro sau la zona Schengen. Acestea nu ar fi obiectivele unui proiect de țară. Însă, ele ar putea să fie cel mult obiective intermediare. În ceea ce privește aderarea la zona euro, cred că ar trebui să avem o discuție foarte lucidă, o dezbatere foarte lucidă și foarte serioasă, în ce măsură este o idee bună sau nu ca România să fie într-o uniune monetară cu economii aflate la un nivel mult mai ridicat de dezvoltare. Și aici ar fi în primul rând Germania. A treia remarcă asupra proiectului de țară este că acesta va fi invariabil rezultatul unei dezbateri în societatea românească. Dezbatere la care iau parte în primul rând decidenții politici, partidele politice, partenerii sociali, sindicatele, patronatele, dar și mediul academic. Și aici este, dacă vreți, rolul sau menirea acestei cărți, de a reprezenta o contribuție al mediului academic la închegarea unei dezbateri în jurul unui nou proiect de țară și, în același timp, de a stimula crearea acestei dezbateri. Și aș lega aici apariția acestui volum și de cei 25 de ani sau aniversarea de 25 de ani de existență a Institutului de Cercetare a Calității Vieții. Încă de la început, Institutul și-a asumat o dublă misiune. Sigur, există misiunea de bază, aceea de a crește cunoașterea științifică în domeniul social, dar există și o a doua misiune foarte importantă a Institutului, anume de a contribui cât se poate de activ la marile procese de schimbare în societatea românească. Sociologia nu trebuie să fie un domeniu, o știință care se retrage în interiorul zidurilor și acolo sunt sociologii care își aplică unii altora chestionare, publică studii în jurnale științifice mai mult sau mai puțin citite. Rolul sociologiei românești este și de a sprijini societatea românească, pentru că nu, cele din urmă, societatea românească este cea care finanțează sociologia și trebuie să primească ceva înapoi. A patra remarcă ține de obiectivul general al oricărui proiect de țară legat de România. Și
consider că acesta rămâne valabil cel din urmă cu două secole, încă de la zorii modernității românești, anume reducerea decalajelor de dezvoltare față de vestul Europei. Problema care rămâne evident deschisă este cum reușim să reducem acele decalaje. Și am să vă dau doar următoarele date. Germania la o creștere economică de sub 1%, de 0,5% de PIB anual. Decalajul dintre România și Germania se mărește în condițiile în care Germania are o creștere de 0,5%, iar România are o creștere undeva între 2-3%. Va trebui să avem o creștere economică mult mai mare pentru a reduce decalajul față de Germania. Întorcându-ne la volum, este evident că o singură carte nu poate epuiza toate temele, toate problemele societății românești și din acest motiv am luat decizia de a ne restrânge la trei teme aflate în vari facem stagii în dezbaterea publică. Exact cum a subliniat și domnul Mihalache, este proiectul acesta sau problema descentralizării, care mai ales în anul 2013 au fost destul de serioasă atenția opiniei publice. În al doilea rând, în volum, este tratată problema demografică, care acum începe să fie luată în ce în ce mai mult în serios. Și în al treilea rând, dar nu ultimul, este problema inegalităților economice și sociale, o constantă a tranziției, pe care nu trebuie niciun fel să uităm. Aș vrea să mai adaug două lucruri, că am căutat să avem o abordare interdisciplinară. Nu poți să vorbești despre decalaje de dezvoltare, nu poți să vorbești despre descentralizare și regionalizare, dacă nu ai și contribuții din zona istoriei, a științelor administrative, și evident că nu poți să vorbești despre declinul demografic al României dacă nu ai o contribuție foarte serioasă și foarte bună din zona demografiei. Totodată ne-am propus să apropiem cunoașterea științifică de ceea ce domnul profesor Zanfir numește cunoaștere instituțională, cunoașterea practicienilor, specialiștilor în domeniu. Și de aceea am căutat, mai ales în ceea ce privește descentralizarea, să avem contribuții din partea unor personalități care știu ce înseamnă administrație publică, locală și centrală. În încheiere aș vrea să mulțumesc în primul rând profesorului Ilie Bădescu pentru susținerea și sprijinul nostru. Dumnezeu a fost referentul științific al Cărții. Doresc să mulțumesc domnului Alexandru Radu, chiar dacă nu este de față, pentru sprijinul constant și prin al său sprijin a fost posibil apariția Cărții. Mulțumesc domnului Marian Bărgău, directorul editurii Pro-Universitaria, care se află aici alături de noi. Și nu în ultimul rând vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor celor prezenți, pentru interesul manifestat față de forumul colectiv. O mențiune specială domnului Mihalache, care a făcut un slalom după întâlnirea cu premierul moldovean pentru a putea ajunge în timp util. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, stimate coleg. Nu vreau să lungesc eu discuția, câteva gânduri aș vrea să spun în încheiere, este privilegiul pe care mi l-au acordat colegii, pentru că fiind moderator mi-au spus la sfârșit poți vorbi, dar nu prea târziu. Așa încât doar câteva reflexii proprii asupra acestei cărți cu adevărat de excepție, și anume prima chestiune este că sigur, temele pe care le abordează autorii sunt temele obișnuite. De pildă, dacă e vorba despre demografie, este o temă pe care, în genere, o abordează un demograf. Adică, ce se întâmplă cu starea populației în principiu, deci dacă populația crește sau scade, populația României scade, dar asta este un loc pe care de acum îl știe toată lumea, fiindcă el a devenit comun în discursul public și datorită demografilor, dar nu numai. Sau, de pildă, ce se întâmplă cu dinamica naturală a populației. Deci sunt analizați acolo indici specifici, cum este indicele sporului natural și așa mai departe. Însă lucru tulburător în studiu de pildă profesorului Rotaru de la Cluj, și asta se întâmplă cu fiecare studiu, fiindcă studiile acestea de pildă ne, într-un fel, nu numai că ne obligă la un alt tip de reflexivitate asupra chestiunilor, dar ne eliberează de niște prejudecăți, niște prenoțiuni care parcă s-au statornicit în gândirea noastră. Ori ceea ce ne spune, precizam, colegul nostru de la Cluj, profesorul Rotaru, se leagă de
una dintre prejudecățile persistente legate de tema bătrâneții și a bătrânii. Este, studiul este eliberator în raport cu această prejudecată, pentru că domnia sa ne sugerează că, de fapt, tăria, deci indicele puterii demografice a unei societăți, nu este nici tinerețea, nici bătrânețea, nici maturitatea, nici feminitatea, nici, ci este ceea ce ar spune, de pildă, ca să folosesc o expresie a academicianului Postolache, este densitatea sau, dacă vreți, frecvența acelui tip special de individ care apare, de entitate, de unitate demografică, individul trigenerațional. Normal, este extrem de importantă consensul generației. Sunt societăți puternice, cele care au bătrâni puternici, care au tineret, care au adulți, nu cei care dezbină bătrânii de tineri și așa mai departe. Sunt societăți slabe, cele care, de pildă, consideră că vârsta în sine transformă vârsta într-un mit și că vârsta în sine este un factor de ceva, nici de cădere, nici de ridicare, n-are cum să fie, se află ori în eroare, ori sunt ușor diversioniști cu știință sau fără știință. Nu. Indicele puterii demografice este ceea ce spuneam, academicianul Postolache numește coexistența succesiunilor generaționale. Asta este o chestiune teribilă. Dacă ai un bătrân la 84 de ani care are acest tip de putere, de capacitate, adică el are înăuntru lui toate succesiunile simple, generaționale. Deci e un lucru minunat. Deci, ăsta este tema, în general, a unității prin factorii demografici. Este o temă pusă în discuție de către profesorul Rotaru, care ne și spune în mod explicit să nu îmbrățișem prejudecata că bătrânețea în sine ar fi vreo amenințare. Prin pensii, și sunt sisteme prin care se poate răspunde la acest tip de provocare. Opinia mea este că tipul acesta de reflexie, pornind de la studiul demografic al populației, trebuie aprofundat. Și eu sunt absolut convins că în clipa de față toți suntem interesați nu numai să dăm un alt tip de dezlegare, de desnodământ la această temă, adică să nu intrăm în înfundăturile acestea la care suntem foarte abili și viclean împinși, cum ar fi cea a diferenței sau a dintre generații, etc. Sunt erori. În al doilea rând, sunt absolut convins că în clipa de față, de pildă ceea ce celălalt studiu dedicat demografiei rurale și analizei foarte interesante în demografia și în sociologia rurală, analiza satului. Pentru că nu e vorba numai despre țăranime. Și iarăși aici sunt mituri și prejudecăți. Pentru că s-a spus, au murit țărane. E o formulare confortabilă pentru intelectualul leneș. Cum se moare țăranii? Păi 68% din ruralii, din cei 47% care trăiesc în rural, lucrează în agricultură. Că noi am modificat și că se modifică culoarea culturală a țărănimii după epoca, asta e foarte adevărat. Uitați-vă la ciclurile Kondratiev. Ele au culoare culturală. Într-un fel a fost, de pildă, lumea țărănească într-un 1850-1900, primul ciclu Kondratiev al modernității rurale. Într-alt fel a fost același ciclu Kondratiev, de pildă, cu care s-a încheiat perioada comunistă și altfel este actualul ciclu Kondratiev în care ne găsim. Cu cel cu fazele de ascensiune și declin. Dar din punctul acesta de vedere vreau să spun că toate studiile acestea ne propun în același timp o eliberare de prenoțiuni, de prejudecăți și ne sugerează, ne invită la un alt tip de gândire. Ori, iarăși ăsta este un indice al puterii unei societăți. Sistemul, dacă vreți, reflexivitatea societății respective, care înseamnă puterea cunoașterii, știința. Nu poți să faci într-adevăr reformă fără cunoaștere. Ce fel de reformă? Că dacă lucrăm în continuare cu legiferare de sus în jos, de la țara legală spre țara reală, ajungem din nou în situația, de pildă, să dăm 8.000-9.000 de legi, am văzut într-o revistă de justiție, într-un an, mi se pare în 99 sau în 98, 8.000 de legi, 8.900 de acte normative într-un an. Știți cât este în Anglia? 30-40 de acte normative într-un an. Păi nu se poate, sunt 120.000 de acte normative, spun juriștii, spunea directorul Institutului de Științe Juridice, profesorul Duțu, sunt 120.000 de acte normative în România în clipa de față. Este imposibil, de pildă, să faci față primejdii anumite legislative într-un asemenea sistem. Deci asta este o mare problemă. Și atunci ajungem la chestiunea pe care o ridică academicianul Zamfir, că anume că spune domnia sa,
cum s-a făcut la noi retrocedarea a doua temă majoră a perioadei acestea de tranziție după privatizare. Păi s-a făcut cu tribunalele. Păi așa se face retrocedarea? Ele intervin pe ultimă instanță. Dar retrocedarea este un proces complex. Nu dai direct pe mâna tribunalelor. Este o problemă foarte importantă. Și de aceea spun, suntem prin aceste studii eliberați de prenoțiuni, de prejudecăți. Iarăși o prejudecată pe care o eliberează distinsul nostru coleg, domnul Iulian Stănescu, este aceea cum că, spuneam, descentralizarea generează diminuarea, reducerea decalajelor. Face măsurarea pe 15 ani cu măsurare de intensitate, de corelație și de determinație și demonstrează că, din contră, pe măsură ce s-a accentuat descentralizarea, s-au accentuat decalajele. Urmare, trebuie căutată altfel de explicație la această chestiune. Încât, din punctul acesta de vedere, vreau să spun, domnul academician Zanfir așează conceptul domniei sale de stat neofeudal. N-am avut prilej să-l dezbatem, să-l discutăm. El pare un concept straniu. Vreau să vă spun însă că în momentul în care vă gândiți la un singur lucru, că în clipa de față, deci după tranziția aceasta, noi, românii, am ajuns să plătim cu salarii mici, salariile mari ale producătorilor, care aduc produsele pe care le importăm noi. Pe ăsta e statul vasal de care vorbește domnia sa, care în plus, folosind un sistem, fiindcă spune domnia sa cele două căi de producere a bogăției directe pe care o cercetează Marx, adică la relația între capital, dintre capitalist și muncitor, lucrător. Dar este și calea indirectă a sistemului redistributiv. Iau dintr-o parte și dau în altă parte. Sistemul capitalist de tip modern ia de la bogați și duce la săraci. Știți foarte bine că sistemul suedez se bazează pe așa ceva. Din asta s-a născut statul bunăstării sociale. Dar în momentul în care procedezi invers, adică iei de la săraci și dai la bogați, ăsta e redistribuția de jos în sus, atunci sigur că aduci efecte de tipul acesta, adică apar, te trezești peste noapte bogat. Dar este o chestiune structurală. Prima ieșirea de aici, din acest impas, din această înfundătură, nu se poate face numai prin mecanism, să spunem, legalist, judicial. E clar că trebuie construite mecanisme economice, sociale, culturale, politice și așa mai departe. Adică, așa cum spune domnul ministru consilier, trebuie, într-adevăr, un proiect de țară care să includă așa ceva. Un asemenea tip de gândire strategică. Eu nu insist mai mult, toate studiile sunt extrem de interesante, toate sunt extrem de interesante, dar este bine că am discutat până la acest prag măcar o parte dintre temele puse în aceste cărți și încă deci în numele celor care au scris cartea și care au provocat această întâlnire și această dezbatere, să vă adresăm mulțumiri deosebite, într-adevăr, și să exprimăm bucuria noastră specială că în această seară domniile lor ne-au provocat un regal al dezbaterii publice, care este, în fine, iată, întemeiat pe un nou tip de alianță. Aceea dintre personalitățile publice de prim rang ale statului român și personalitățile academice, științifice și așa mai departe, prin, mă rog, specificul carierei, tot de prim rang din statul român. Vă mulțumim foarte mult!